Bine v-am regăsit abonaților rețea la nou video de pe acest canal minunat de gaming, atât ne scom Clash Royale și e a doua oară când filmez episodul ăsta, prima oară am filmat niște episoade. De fapt, se am filmat prima oară, o să filmez și a doua oară, doar că prima oară nu a mers și parcă nu-mi pare asta rău, pe lângă că am filmat tot episodul întreg cap-coadă și cred că n-a mers din cauza că am oprit din grăsară episodul și m-am supărat evident, am pornit altul, adică am pornit continuare cum ar veni și din cauza că nu i-am lăsat timp la prima filmare să se proceseze, nu știu, s-a suprapus cu a doua și pe urmă îmi zicea că nu pot să redau acest fișier. În fine, trecând peste aceste lucruri, astăzi o să începem cum am început în episodul care l-am făcut. Ok, intrați în clan aici dacă vreți, aveți aici clan tacu și toate astea. Am intrat până și cu contul secundar ca să fost la war și cu toate astea tot am luat locul 3 la war. Ia uitați. Frate, am intrat și cu contul secundar și am băgat un cont, alt cont secundar în clanul ăla mare. O să vă arăt imediat toate cum am arătat și pe în primul episod. Păi da, astăzi parcă nu trebuiau să se bate ală cu zemuri, dacă stai să te uiți aici. Ia uitați, Daily Zems Dust Event, dar o să vorbim despre asta pe contul mare mai multe. Deocamdată vreau să dau un match, cum am dat și pe contul trecut. Ți-mi pare rău, e de sens, destul că pe contul trecut, adică pe contul, pe TikTok, și am astăzi. Pe videoclipul trecut am filmat când am deschis un dentist și îmi pare rău de el. A bro, bă, are hoți de 13, are hoți de 13. No freaking way că are hoți, hog de 13 de fapt. Auzi, de fapt stai că erau mai mulți, erau rar hog, asta că da. Ok, bro, cred că mesul ăsta nu-l mai câțic, bro, are uit de 13, are hold de 13, prințul nu mai știu cât îl avea, dar îl avea și pe ăla de un level că, probabil că mare. Ok, o să facem ceva de genul ăsta. Ok. Bro, n-am prințul, n-am balonul, n-am nimica. S-a pus cam, aolo. Trebuie prinsul, aici ăsta trebuie prinsul. Aia oricum o să distrugă, bro! O să-mi ia King Tower în pana mea, că am simt durat pe videoclipul. Bro! Fucking God! N-am ce să fac. Băga mea pistă. Bro, era level 11, avea cărți prea mare. Fabiano Slopsioc, da, nu mai zic nimica. Bro, avea cărți prea mare, dă-te-n, uite, printe 11, eu de 10. Uisul de 9 la mine, la el era de 13. Peca de 9 la mine, la el era de 11. Avea Barbaran de 12, Rarhawk de 13, Lexi nu se l-avea de 10, Baby Trunk de 11 și Credon de 11. Eu mai aveam Fireball de 9, Rare Crisis de 9, Goblin Bearer de 9 și aveam Sosizile de 14 și Balonul de 11 și urăsc Zoku și viața asta. Ce urăsc eu Zoku ăsta tâmpit? Pe episodul trecut, care nu o să mai vină, am și câștigat în primul rând, ok? Deci ăsta este contul secundar, number one junior și pe contul ăsta sunt leader. Că, na, din cauza că mi-am băgat contul secundar în clanul acela ca să ajung la war. Vreau să văd cine nu a jucat în prima zi, că măcar atâta pot să văd eu cine nu a jucat. Că știu că s-a terminat prima zi și sunt curios cine nu a jucat în prima zi. Ca să dăm un mic demot aici, un mic demot. Bro, văd că au jucat. Bro, dar de cât 14, bro, e pătăi de joc.
Efectiv, e bătaie de loc. Bro. Bro, unde îmi sunt, unde îmi sunt demurile? Aoleu, se m-am sperat, bro, am crezut că nu-mi dă demuri. Ia uite atâta, daily gems death. 200 de demuri în prima zi. Mamă, se m-am sperat. Ia să te tem un pic. Deci avem asta, daily gems death event, ok? What better than them, asta, free gems starting April 12, asta, claim your share of daily gems for 5 days. Deci sunt 5 zile. Și all you need to is follow steps, ok. Login and press the gem death widget on your main screen. Deci în fiecare zi trebuie să te conectezi ca să primești gemurile moca. Claim your daily gems. Come back the next day to claim more. How it is work? Asta, login daily for 5 days in a row to access all the gem rewards. Start after the 12th, but so won't prevent you from joining the event. However, you won't be able to collect the full amount of them. Event reward. Și în prima zi avem 200 de demuri, în a doua zi avem 50 de demuri, în a treia zi avem 100 de demuri, în a patra zi avem 250 de demuri, în a cincea zi și ultima zi avem 500 de demuri. This means a total of 925 de demuri is up for grabs. Eligibility to participate, you must be king level 6 or higher. E trebuie să ai level 6 la king tour sau mai mult. Bro, păi pe contul mic, adică pe contul secundar am level 9 la ăla pe care am... Bro, what? Nu știu ce se întâmplă, dar hai să-i dăm cu meciul ăștia la ligă. Bro, deci... Măcar să-mi dea pe contul mare, n-am nevoie neapărat pe contul secundar de asta ceva. Ok, nu prea îmi place cu ce-am început, ok, aolo, bro. Nu, aolo, are scheletoni evoluați. Are și, da, are tot ce vrea. Hai, ce pui pe... De ce... A, pui... Toată lumea pune porcăria aia și nu înțeleg de ce. Aolo. Ați putea să dau să zici, dar... Vreau să dau să zici. Sar pe turn, sar pe tu! Hai mă, două-mi pasele, mă! Nu mai zic nimic. Bro, ăla nici măcar nu trage de la distanța aia. Du-te. E problemă, ok, e cam e problemă. Mai bine. Bro, o să dea mult. Bro, cât mi-a dat? Aolo. Mai bine. Mamă, se întâlnă în ăsta, class metal. Dar unde te crezi, mă, la data de rock? Bro, trebuie să nu mai îmi dat damage deloc, bro. Mi-am 800. Mi-a dat, ok, bro, am jucat-o cam prost, drept, trebuie să recunosc. Aolo, nu mai puneți prostia asta, că nu-mi place.
Cam câștigat, nu? Aolo. Nu, am pus carta crescită, hai că nu dă asta mult damage. Ok, ăla dă. Păi bun match-ul ăsta, a fost mai bun ca pe contul mic, mai ales că a fost la legacy, aici trebuie să urci. Bro, am avut aici un Zenzes, dar oricum nu mi-a dat nimic bun ca să zic că ați pierdut, nu știu ce. 8765 de trofee cu pe sezon de Grand Campion, ok, sezonul trecut a fost Campion. Păi pot să zic că am fost mai bun ca el, ținând cont că am avut Royal, adică, pe bune acum. Bro, dar ați pierdut, că în episodul trecut am făcut pe contul secundar, să zicele de 14. Și am făcut și Lamborghini cu level 15 de Elite, dar... Asta e, dacă telefonul meu are probleme, nu mai zic, că, în fine. 10, dar nu, bro, are cartea nouă de level 12, ok. Bro, eu n-am vrut să pun, că am zis că n-are rost să pun cu am de level 11, am zis că, bro, la level 13, adică când eram în Master 2, mai merge cum mai merge, dar acum nu mai merge. Aolou, mi-a dat ceva, mi-a dat 1000 aproape. Ok, acum mi-a dat 1000. Profe, voi că guardurile alea chiar a dat... Aolo. No, pe bune că ai, bro! Ia! Bro! Ok, nu prea bine. Bro, trebuie să... Ok, m-a apucut la faza asta. M-a apucut. În momentul de față... E în avantaj el. Care cu 600 mai mult la tower. Eu cred că glumesc. Eu nu pot să cred că dădea pe altceva. Hai, unde spui King, unde spui Inferno ăla? Bine. Bro, eu acum trebuie decât să apăr... Ok, hai că a fost bine. Eu cred că mi-a reușit să facă. Bun, două meciuri. Bro, Tower Trop Set, ok. Bun. Nu e rău. Și bine mă, Dizer Dantes, Legendary Card. Bă, hai mă, că am avut noroc sunt asta, mai întrebe una să o fac de level 12. Și cred că o să zic din nou cu ea la level 14, că merită. Ok, în momentul de față mi-am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meturi pentru Campion. Cred că reușesc undeva până luni să fac.
Bine, asta dacă am timp să mă duc în timpul ăsta, cum se zice, zi, în weekend, ok? Sunt curios de ăsta, ia. 7.012, cel mai mult, Mother 3, cel mai mult, ok. Ai, Brusie, n-am făcut asta cu emoturile, chiar că am uitat să facem asta cu emoturile, ia să ne uităm mai să le emoturi. Bă, merge un rar, eu aș zice că e mult rar, ok? Comun. Rar spre epic, nu au fost cele mai bune emoturi, trebuie să recunosc asta. Ok, avem seta challenge-ul. Poate băgăm și un draft după al treilea mi se vedem dacă facem 3 din 3. Ok. 3 din 3, ok, cam merg mai câte cât, dar nu prea. Aha. Ok, trebuie să nu mai fac un handicapat. Aolo, decol cu Zepis, cu Pekka, ok, bro, îmi pare rău, dar... Mai are rost să joc din moment ce știu că o să pierd. Eu n-am să mai suc, adică pe bune, bro, o să pierd. De ce n-a pus balonul mai în stânga? Pe bune că... Bă, n-a dat. Asta v-a dat trăitul. Aolo. Proteze turnul ăla. Aolo. Ia peste turnul, rămân cu mai puțin. Pe stânga. Eu pe stânga pun cărți, că cel turnul lui mai are puțin. De ce are ca... are... Bro, mă dur că nu i-am văzut. Aolo, bro, dacă mă încolo că-mi pune porții... Dar n-ai ce te faci, mă. Bro, măcar am... Bro, fii atent. Fii mai atent. Eu nu cred atât. Bro. Să-mi bag picioaca. Nel de zoc tâmpit, că n-am ce să fac. N-am avut nici elixir, nici nimica. Vine cu... Ai mă frate, dă-o în pastele mătii. Hai, mă oprește ăla! Hai, mă! Du-te de aici, lasă-mă! Ești pe bune, lasă-mă! Bro. Aolo. Bă, te urăsc de cu ăsta. Fuck.
Dă emoturi, că altceva nu ți se face decât să dai emoturi. Dă emoturi în cântunare, băgana. Dă emoturi, că altceva nu ți se face. Nu ai seama. Aolo, un dan da, mă, în fine. Pentru că am crezut, de fapt, cred că putem face ceva. Ce îmi place să crezesc că eventul? În fine, hai să vedem. Aolo. Sper că am poison ceva. Bro, deci până acum am 4. Am 4 meciuri jucate. Nu, am 4 meciuri jucate, dintre care decât 2 câștigate. Asta ar fi al 5-lea. Bine, acum că nu mă contează că e pe alt cont, că e la alt game, că na, că e la diferit, că ba ceva ne-l desfac. În fine, vreau decât să-l câștig și atâta. Nu pot să cred că chiar am primit poison-ul pentru graveyard. Cât noroc ai, cât bulan. Păi i-am dat mai mult, bine, i-am dat mai mult, el nici măcar nu m-a atins el, dar... O poate face în orice moment, trebuie probabil. Dacă nu m-a lăsat deja. Ia, poate mă lasă să câștig. Că văd că nu mai pune nimica. Hai că mă lasă să câștig. Mega. Da, pune ea repede uite că altceva nu are de făcut. Ce fac? Aolo. Bă, dar la că pot să-i dau King Tower-ul, eu acum văd. Pot să-i dau King Tower-ul. Lasă-mă în pace, pasărea. Lasă-mi Phoenix în pace. La, uite, rămâneți cu unul ASP. Bine, boss, bun. Ce să zic? Dezamăgit, dar în același timp ne dezamăgit, bro, că nu tot să mai vorbesc. Am primit de mult, o să mai primim în cele ce urmează, bun. Cam atât a fost cu acest episod, mi-a rupt blanda cleturilor, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut, să vă abonați la canal dacă n-ați făcut încă un comentariu cu ce vreți voi acolo, ce vreți să mai fac pe cleturilor în viitor. Eu am văzut și vă spun la revedere, pa, pa!